Salut! În clipul de azi o să vedem modelul de examen propus de minister pentru 2022. Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu subiectul, am o veste relativ bună. Structura este aceeași ca și anul trecut, deci nu s-a schimbat nimic. O să vedem pe parcurs cam ce teorie trebuie să știți pentru a rezolva subiectul. Am să trec repede prin toate subiectele înainte să le rezolv. La subiectul 1, cel de teorie, test grilă, este la fel 10 întrebări. După cum vedeți, de obicei 4 sunt din argumentare, vreo 3 din termeni, 1 din clasificare și din propoziții categorice, nu mai știu câte au rămas, vreo 2 sau 3. La punctul B, trebuie să reprezentăm grafic termenii dați de ei, apoi să precizăm dacă sunt adevărate sau false anumite enunțuri. La subiectul al doilea o să fie propozițiile categorice. Aici trebuie să știm cam tot de la propozițiile categorice, adică tipurile, raporturile dintre propoziții categorice, obversiunea și conversiunea. La fel și la subiectul D, care se bazează pe obversiune și conversiune. Aici o să trebuiască să știm și legea distribuirii termenilor. La subiectul 3 este tot despre silogism. Trebuie să știm modurile silogismului, trebuie să știm scrie o schemă de inferență, să verificăm validitatea prin diagramele Venn, apoi să construim un silogism pornind de la concluzie, apoi să aranjăm un silogism în ordinea standard, să facem schema de inferență, să aplicăm legea distribuirii termenilor și să răspundem corect la întrebările puse de ei. Apoi trebuie să știm cele 5 reguli ale definiției, să vedem dacă o definiție este corectă sau nu și să construim altă definiție pentru un termen dat de ei, o definiție incorrectă. Deci, în mare, subiectul este la fel ca și cel de din anii trecuți. Haideți să începem cu rezolvarea subiectului 1. Trebuie să scriem pe foaia de examen litera corespunzătoare subiectului răspunsului corect. Noi o să încercuim, că e mai ușor. Bun, la 1. Într-o demonstrație corectă, teza de demonstrat este o propoziție neclar formulată, nu prea are cum, este cel puțin o propoziție probabilă, este o propoziție infirmată sau se modifică pe parcursul demonstrației. Nu se poate modifica, nu poate fi o propoziție infirmată și nici una neclar formulată, deci la 1 răspunsul corect o să fie B. La 2. Raționamentul. Deoarece niciun lucru constructiv nu este discuție tensionată, urmează că unele discuții tensionate nu sunt constructive, este. Haideți să vedem. Niciun lucru constructiv nu este. Avem un SP care devine deci urmează că unele discuții tensionate, da? Adică P nu sunt constructive, PS, unele nu sunt, adică O. Ok. Este o conversiune clar și, cum zic ei, este o conversiune prin accident practic, dar prima dată este un argument cu o premisă și o concluzie, adică este un argument imediat. Da? Deci, mediat nu poate fi. Bun. Este o deducție, deci inducție nu poate fi. Bun. Este deductiv imediat de tip conversiune prin accident sau deductiv imediat de tip obversiune. Obversiune nu este. Deci, rămâne deductiv imediat conversiune prin accident. La 3. Termenii examen și examen final se află în raport de, aici avem examen și aici avem examen final, da? Toate examenele finale sunt
examene, deci avem raport de ordonare. În cadrul propoziției, unii copii sunt dornici să meargă la școală, cuantorul este, unii, este un cuantor particular, clar. 5. Încălcarea regulii omogenității în cazul clasificării presupune că A. Într-o operație să se folosească simultan mai multe criterii, B. Între clasele aflate pe aceeași treaptă să existe raporturi de ordonare, C. Deosebirile dintre obiectele aceleași clase să fie mai importante decât asemănările și D. În clasele obținute să nu se găsească să nu se regăsească fiecare din elementele inițiale ale clasificării. Răspunsul corect este la 5. C. Deosebirile dintre obiectele, aceleași clase, să fie mai importante decât asemănările. Bun. La 6. Din punct de vedere intențional, termenul test de chimie este... Da. Aici trebuie să știm clasificarea termenilor după intensiune și după extensiune. Bun. Vid este la extensiune. Bun. Este abstract? Nu este. Este concret? Da. Este compus. Negativ? Nu este. Deci, la 6 avem răspunsul corect B, concret și compus. Mergem la 7. Concluzia unei inducții incomplete este probabilă și are caracter amplificator, este certă, sigură. La inducție nu putem avea nimic cert. E clar. Certă și are caracter amplificator. La C, probabilă și are caracter diminuator. De certă, sigură. Și are caracter diminuator. La 7, răspunsul este A, are caracter amplificator, adică la inducție pornim de la câteva elemente și ajungem la mai multe elemente în concluzie, de la premisă la concluzie, adică concluzia are un grad de generalitate mai mare decât premisa. Bun. Mergem la 8. Inducția completă este o argumentare care presupune simpla repetare a unor constatări și absența unui contraexemplu, nu știu dacă are sens această afirmație, o concluzie cu caracter cert, o clasă cu număr infinit de obiecte și o concluzie probabilă. La 8, răspunsul corect este B. Este o concluzie cu un caracter cert, deoarece într-o inducție completă, da, putem să luăm toate elementele inducției respective. Dacă era inducție incompletă, atunci concluzia ar fi fost doar probabilă. 9. Seria de termeni ordonați descrescător din punct de vedere extensional este rând unică, pasăre migratoare, pasăre animal. Haideți să vedem cum le putem ordona. Rând unică, pasăre migratoare, pasăre și animal. Deci, avem rând unici. Toate rând unicile sunt păsări migratoare. Toate păsările migratoare sunt păsări și, mă rog, toate păsările sunt animale. Deci, avem de aranjat termenii încă o dată descrescător, de la cel mai mare la cel mai mic, din punct de vedere al extensiunii. Deci, de la cel mai mare la cel mai mic. Adică, cel mai mare este animalul și cel mai mic o să fie rândunica,
Deci trebuie să căutăm animal, pasăre, pasăre migratoare și rândunică. Animal, pasăre, pasăre migratoare, rândunică. Deci răspunsul corect o să fie la 9D. Și mergem la 10. Propoziția categorică unele cireșe sunt amare este unele cu antur particular și cuvântul de regătură sunt afirmativ, adică particular afirmativă. Particular afirmativă, dar răspunsul corect este A. Bun. O să mergem la B. La B avem 5 termeni, astfel încât termenul B și C sunt un raport de încrucișare. Deci o să avem termenul B și C în raport de încrucișare. Termenii A și D sunt în raport de identitate, fiind subordonați intersecției dintre B și C. Bun, am să fac puțin mai mari cercurile. Deci avem termenii B și C în raport de încrucișare. Termenii A și D, da, sunt în raport de identitate și sunt subordonați intersecției dintre B și C. Mergem mai departe. Termenul E se află în raport de încrucișare cu termenii B și C, dar în opoziție. Putem să-l punem, pardon, prea mult, aici. Aici o să avem termenul E. Evident că putem să-l punem și aici, este același lucru, îl lăsăm acolo. Bun. Încă o dată, B și C în raport de încrucișare, A și D sunt subordonați intersecției, termenul E se află în raport de încrucișare și cu B și cu C, da, dar în același timp în opoziție cu A. Bun. Trebuie să stabilim dacă afirmațiile sunt corecte, niciun E nu este D, este adevărat pentru că ne spune că se află în opoziție cu A și D. Toți A sunt B, este adevărat. A este inclus în B, dacă vă uitați. Unii C nu sunt B. Aici sunt C-U care nu sunt B. Deci este adevărat. Unii E sunt A. A și E sunt în raport de opoziție, deci unii E sunt A, o să fie fals. Unii B nu sunt C. Unii B nu sunt C, aici da, sunt B-ul care nu sunt C. Deci o să fie adevărat. Toți C sunt D. Nu, aici avem C care nu sunt D. Deci toți ce sunt D o să fie fals. Niciun C nu este E. Niciun C nu este E. Aici avem E care sunt C, deci este fals. Și unii B sunt E. Unii B sunt E. Aici avem B care sunt E, deci este adevărat. Și am rezolvat subiectul 1 din modelul propus de minister.